Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută tare mult. Să vorbim de foștii concurenți, încep cu Robert și Bianca, care au sărbătorit 8 luni de relație, vă dați seama. Mie mi-a plăcut tare mult de el, îmi place și acum. Nu mi-a prea plăcut de mama lui, că se tot amesteca. Se amesteca ca mult, chiar a zis și niște vorbe urâte despre Bianca, ba că nu-i dă apartamentul, că a muncit și până la urmă totul s-a rezolvat, ei sunt căsătoriți, bine, mersi. Și au sărbătorit ziua cu gogoș și pizza. Simplu, foarte frumos, chiar mă bucur pentru ei. M-ai fotografiat și o pisică gri. El n-a fost de la început de acord cu pisica, dar cred că o îndrăgește pentru că e foarte, foarte frumușică. Am și o pisici. Poate le mai vedeți că mai trec prin cadru în timp ce filmez, că n-am ce să le fac. Sunt multe, sunt patru și un cățeluș. Dar asta e. E bine să ai pe cineva. Mai ales că eu locuiesc singură, am un animal, e foarte bine, mai ține de urât când sunt acasă. Așa că pisica lor e fericită. Orice pisică care are stăpân e o pisică fericită. Sau cățel, sau orice animal de companie, bineînțeles. Știți că Bianca, când a pus în sezonul ei, când a pus ochii pe Robert, n-a mai avut scăpare. La început el nu a vrut să se căsătorească, cum spunea și mama lui, era mic. Chiar era 23 de ani, parcă ea puțin mai mare că el, un an sau doi, oricum nu mare diferență și oricum nu prea contează vârsta. Cine a stabilit aceste reguli că băiatul trebuie să fie mai mare? Cine a stabilit? Am văzut căsătorii fericite cu femei mult mai în vârstă decât bărbații. Nu are nicio... Chiar și fostul meu era cu 3 ani mai mic ca mine. Deci, regula mie nu-mi place. Contează iubirea. Asta e... Întotdeauna trebuie pusă pe primul loc. Alex Macarie, într-un live pe TikTok, jucau aceste jocuri, meciuri ale lor cu Antonia. Nu vă vine să credeți, cel puțin mie nu mi-a venit să cred. El spunea că nu are mulți prieteni, că mulți râd de el, că zic că Alex Macare are 10 persoane. Zice că nu contează, poți să aibă și 2, dar care fac cât 100. Că degeaba ai 500 și nu îți dă tap-tap și nu îți dă aprecieri și ce mai cer ei. Și ea a arătat pisica, l-a întrebat că îi plac pisicile, el a spus că nu îi plac prea tare pisicile, doar că la filmare, la prezentare, cred că l-a obligat cei din staff să mângâie o pisică. Îi plac câinii, în schimb, iar ea i-a spus că e băiat rău. Nu e rău, e simpatic. Mie mi-a plăcut și în emisiune, nu de fiecare dată, că deodată chiar sărea calul, dar în majoritatea cazurilor mi-a plăcut. Apoi ea cerea trandafirii, știți cum cer toți, și dintr-o dată ea spunea că i-a dat interdicție, restricție, cam așa ceva, și ceva a făcut ea, iar Alex spune că o să dureze doar 10 minute, să nu-și facă probleme, că și lui i-a dat de multe ori și și-a revenit după aceea. Apoi Alex vorbea cu cei pe care îi înjura, îi spunea, fiți buni, nu mai înjurați, nu mai vorbiți urât, că ce vă v-ar place să vorbească cineva așa de voi, sau că aveți copii, pentru că sunt care vorbesc foarte urât. Înțeleg, spui o părere, respect părerile fiecăruia, dar până la jigniri și vorbe urâte, chiar dacă o persoană mai, să zice, nu chiar așa frumoasă la față, spui, atât, fără să adaugi și alte lucruri care chiar că nu ți-a acceptat. Și zice Alex Suțu, cum îi ziceam eu, că nu-i plac fetele din sezonul 10, zice că sunt foarte mature, chiar așa și este. Și Antonia zice către Alex Suțu, nu-i așa că eu sunt foarte diferită afară față de în casa Mireasa? Este, chiar e foarte diferită. Știți cu toții că s-a despărțit de Cristian. Normal, nu se potriveau deloc. Ei și-au arătat marea lor iubire pentru care a intrat și ea după prima eliminare, ca să rămână în casă. Atât tot, pentru bănuți. Maria și Ștefan au făcut și ei 4 luni de relație, au sărbătorit acasă. Casa Mireasa, nu se mai poate, acum deja e alt sezon. El s-a pozat cu un trandafir în gură. Și cu doamna Iuliana au făcut ei ceva acolo. Plus declarații că se iubesc, că da, da, sunt încă în luna de miere. Mai au puțin din luna de miere, toată lumea se iubește în luna de miere, nu? Sunt proaspeți, sita nouă, știți? Dar să vedem mai încolo, pentru că foarte mulți la început, după terminarea emisiunii, au postat că ce dragoste pe ei și după aia s-a terminat și cu dragostea și cu căsătoria, a urmat divorțul.
divorțul și fiecare cu statut de om divorțat care atârnă greu la următoarea relație, pentru că sunt unii care nu vor femei divorțate sau invers, nu vor bărbați divorțați, chiar dacă s-a făcut această căsătorie fake la Casa Mireasa, pentru că e fake, orice căsătorie la Casa Mireasa nu sunt reale, eu nu le văd reale, nu le văd, pur și simplu. Așa că nu știu cât o dura relația dintre Maria și Ștefan, eu chiar le doresc să rămână împreună, că știți, eu sunt familia, familia pentru mine e sfântă. Chiar este. Pentru că, până la urmă, orice ai face de dimineața până seara, tot acasă vii la familie. Eu chiar le doresc să rămână împreună, nu am nimica cu ea. Ștefan a ales-o, i-a făcut o 1001 de declarații, să se descurce cu ea, că nu a apucat-o crizele, o să apuce deocamdată. Sunt încă mari iubiri, dar crizele nu o să întârzie să apară, pentru că ăsta e caracterul ei. Chiar a spus cineva de la ea de acolo, în Olde, de unde e, care o cunoaște, spunea că ea așa face, deci să ne așteptăm la ce-o fi mai rău. Dar Ștefan e om destul de matur, știe cum se gestioneze situația, s-ar putea să ne anunțe și pe noi. După ce amândoi au postat că s-au despărțit, Valentin o acuză pe Elena că a mințit când a făcut un live singură și a spus că sunt bine. Când, în timp ce în acest moment erau despărțiți. Așa că spuneau că s-au întâlnit la un local undeva, am impresia că la Berăria H, nu știu unde e, undeva în București, și acolo l-au hotărât. Ea a făcut câteva fotografii singură, chiar și un filmuleț, dar nu era singură la masă, s-ar putea să fi fost cu el, el chiar a spus că au fost la un restaurant unde au discutat despre asta. Dar atunci când ea a postat că sunt bine așa cum sunt, am citit și eu, chiar am văzut când a spus că sunt bine, erau deja despărțiți încă din data de 26. Deci Elena nu că a mințit, eu nu o acuz că a mințit, zic că a vrut să ascundă. Cum a spus și ea, a zis că au hotărât împreună ca să spună fiecare pe câte un live. Oricum nu mergea între ei nimica, chiar de la început n-a mers, știți că s-au mai pus punguri de cunoaștere, iar au încercat. Ei au vrut decât să prindă finala, atâta tot. Și Valentin și Elena ar fi făcut cuplu cu absolut oricine. Bineînțeles, lui ar fi plăcut Laura, dar Laura l-a refuzat și așa că singura opțiune a fost Elena. Și la ea tot la fel, pentru că nu mai era. Albert n-ar fi vrut-o, pentru că Albert n-a vrut pe nimeni, Albert a rămas în finală pentru că a avut susținere de afară. De asta, doar de asta. Nu că ar fi avut un merit Mirele Săptămânii fără Mireasă. N-ați văzut. Și a fost de foarte multe ori Mirele Săptămânii. S-a ales și el cu un cadou. Știți că a dat cadouri la Mama Săptămânii, Mirele și Mireasa Săptămânii. Nu știu dacă și în sezonul 10 o să mai dea cadouri, dar vom vedea, bineînțeles. Și ea părea așa, nu fericită, părea eliberată cumva, dar mi-a plăcut când a zis Valentin gata cu această relație. Deci, e sigur că nu se există șanse de împăcare și mai bine. Ce nu merge, dar început nu merge niciodată, s-au forțat să rămână împreună câteva zile. Despre care se zvonește că ar fi despărțită de Valentin, ea n-a spus nici că da, nici că nu, a lăsat așa, suspans. Dar a postat câteva filmulețe, unul era că s-a aranjat, se pregătea să plece, să-și pună genele, nu știu la ce are ea nevoie, poate că are vreo problemă și nu are gene naturale, eu n-am avut niciodată gene false și nici n-am de gând să-mi pun, pentru că nu le văd rostul, chiar nu le văd rostul. Și făcea reclamă la un căruț, a zis și firma, dar nu mă amintesc, oricum nu mă interesează, n-am copii mici, ai mei sunt mari, chiar mă bucur că sunt mari, am scăpat de miorleituri. Și băiețelul dormea în căruț, spunea că e un căruț extraordinar de practic. O cred. Contează foarte mult să ai un căruț bun, chiar contează. Și eu am avut căruț la copii, la fiecare, chiar am avut câte două. E foarte important să ai un căruț în care copilul stă în siguranță. În alt filmuleț spunea că e șocată că în online sunt unii oameni care aberează în loc să învețe. Doar că pe ea nu o interesează ce spun oamenii, asta apropo la despărțirea ei de Valentin, nu o interesează absolut deloc, pentru că nici haterii nu o interesează și râdea, spunea râzând că a primit un mesaj amuzant,
în care cineva îi spune că prin postările ei înțelege că ea caută un bărbat. Ea zice că nu caută niciun bărbat, doar că a intrat pe un site care nu e doar pentru persoane singure, pentru a învăța lucruri. De exemplu, cum să spunem nu, asta se referă la femei, pentru că bărbații nu știu de ce le-a trecut prin cap, că doar ei spun asta, că o femeie dacă zice nu înseamnă da, nu e adevărat, asta e doar opinia lor, nu a noastră. Și pentru diferite conflicte, în căsătorie sau în grupurile de prieteni, o fată, Andreea, organizează asta și o invită să explice undeva pe la un story, nu știu. Bineînțeles că eu nu o să ascult, pentru că am experiență de viață destulă și știu mult mai multe lucruri ca Alina, dar o felicit pentru inițiativă. Un live foarte interesant între Antonia, Liviu și Delia, câștigătorii sezonului 9. Deci, Antonia părea așa fericită, făcea că de când vreau să intru cu voi, era fericită, chiar era fericită, e puțin diferită de, nu mult cum crede ea, puțin diferită de casa Mireasa, tot așa aberează în continuare, nu poți să alegi nimic din ce zice ea, cred că și-a luat doza necesară, pentru că în casă n-avea de unde de asta stătea și cu fața aia. Și Liviu și Delia spuneau că au avut 4 luni de relație și au ieșit și ei la o cină romantică și foarte bine au făcut. Sunt în România, s-au dus și ei prin vacanțe. Apoi Liviu a propus că să joace jocurile acelea ale lor, iar Delia spunea că și-a ieșit din mână, n-a mai jucat de mult. A fost întrebată de mama ei, știți că toată lumea o cunoaște pe mama ei, a fost de multe ori în casa Mireasa, zicea că e foarte bine. Apoi Delia a întrebat-o dacă cumva știe dacă i-a votat, i-a zis că nu i-a votat, dar a ezitat puțin Antonia să le zică că nu i-a votat, n-a votat pe nimeni, dar că i-a plăcut și pe ei și pe Vlad cu Iuliana și mai zicea Antonia ce-mi place mie, îi place și mamei. I-a întrebat când mai trec prin București, că ar vrea să-i vadă, mi se pare normal, au stat atâta timp împreună acolo și au spus da, când o să trec prin București o să ne întâlnim. Și chiar zicea Antonia că toată lumea o întreabă dacă mai e cu Cristian. Eu am înțeles că nu mai sunt împreună, că și-au șters deja fotografiile și el și ea. Ea zicea că asta nu are nicio importanță, că dacă și-au șters fotografiile nu înseamnă că nu mai sunt împreună. Poate că se mai întâlnesc și ei pentru diferite necesități împreună, să mai întâlnesc. La el sau la ea, la ea nu știu dacă stă cu familia, la el poate că el stă singur, dar ați văzut, nu locuiesc împreună. Mai bine așa, să n-aibă nicio obligație, nu? Alt live al Antoniei cu Elena, știți că ele au avut multe discuții în ultimile luni în casa Mireasa. S-au împăcat, chiar zicea Antonia, marea împăcare. Au început să discute despre sezonul 10, ce concurenți plac. Antonia o place pe Tess și pe Cassandra, normal. Antonia nici nu putea să placă pe altă fată decât pe Tess, care e nesuferită, după cum am văzut niște comentarii, pe Cassandra, care e o ciudată. Și cum? Cine se seamănă se adună, nu? Elena place pe Diana, pe Raluca și pe Cassandra și ea, da. Și chiar erau foarte entuziasmate că s-a schimbat casa foarte mult. Apoi discutau despre ele că eu nu au avut nimic de împărțit, că sau chiar s-au înțeles bine la început de sezon, așa este, chiar s-au înțeles bine după aceea, pentru că iubiții lor, așa cu ghilimele, nu se înțelegeau bine, se tot certau, au ajuns și ele să se mai răcească puțin. Apoi Elena spunea că ea, dintre băieți, place pe Ionuț, pe Alex și pe Mihai. Nu se prea uite așa la sezonul 10, din când în când, când are timp. Nu urmărește. Păi ce să urmărești? Deocamdată e începutul și chiar nu-i nimic interesant, doar plictiseală în sezonul 10. Și acele întâlniri parvane. Hai să vorbim puțin de Alexuțu, cum i-am zis eu, Macarie, că și el e de-al nostru. Juca. El asta face, joacă și vorbea de data asta de Mireasa, de concurenții de acolo. După aia cineva i-a vorbit urât. Și bineînțeles, când
clipa următoare i-a dat bloc, blochează foarte mulți. Chiar se mira cum, când știe că îi blochez, de ce mai pierd timpul ca să îmi spună lucruri urâte, dar lumea. Mai spunea Alex Suțu că el acceptă orice fel de hate, doar că e învățat, el e învățat, e călit, așa cum a spus, cu altfel de oameni. În acest timp bea cafea și spunea că se odihnește, că e la muncă noaptea sau cam așa ceva. Nu știu, n-am înțeles prea bine. Poate lucrează, poate nu. Nu știu. Ceva interesant, Cristina și Alex de la sezonul 9 au fost invitați în casa Mireasa să dea sfaturi celor din sezonul 10. Au stat de vorbă și cu fetele și cu băieții. Au zis și ei așa ce le-a trecut prin minte. A zis să fie ei, să nu asculte de nimeni și să nu se lasă influențați. De obicei cam asta sunt sfaturile care le dau toți. Mai ziceau despre ei că n-au fost foarte susținuți, adevărat, dar că au fost sinceri. Și asta e adevărat. Au fost și ei sinceri și învățați și pe concurenții de la sezonul 10 să fie sinceri. E cam greu cu sinceritatea, să știți, asta spun eu. Pentru că, mai ales când ești la Mireasa, oriunde, la orice emisiune, nu poți să fii chiar tu. N-ai cum. Trebuie să joci un rol acolo. Și eu am jucat un rol. Sau să faci, pentru că ești cu atâta lume, sau să faci cumva ca să fie bine, să mai lași de la tine. Eu, de exemplu, eram cu glumele din cauza că fetele erau foarte deprimate, unele din ele, să le mai ridic puțin moralul. Asta era cauza. În realitate, nu sunt chiar așa glumeață. Nu fac așa circ. Nu, sunt mult mai serioasă. Dar acolo era necesar, că de asta zic. Faci ce e necesar, ce poți face ca să conviețuiești cât de cât în casa Mireasa, ca să suporți pe ceilalți, pentru că unii devin foarte, foarte nesuferiți. Depinde și de educația pe care o au. Mai ales sunt și unele mame, cum am avut eu pe Mirela în sezonul 2. Chiar am revăzut câteva videouri cu noi două când ne certam. Teroare cu noi. Cam atât am avut despre concurenții noștri, foștii noștri concurenți. Vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!